Cu ajutorul Bunului Dumnezeu am ajuns la dumneavoastră și dorim din toată inima Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim că în perioada aceasta vă rugați pentru noi, Domnul să vă răsplătească la vreme potrivită, așa ca la Mardoheu. Și pentru că este o temă pentru familie, citesc ce deschis în Psalmul 128, tot drept binecuvântare, versetul 5, să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Și cum se dădea îndemn la prima rugăciune, pacea să fie peste Israel. Amin. Și dacă noi ne binecuvântăm unii pe alții, dorindu-ne în prim plan binecuvântarea Domnului, haideți să binecuvântăm și pe Domnul. De data asta, cum scrie în Psalmul 145, versetul 1, te voi înălța, Dumnezeule, și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. Doamne, ajută-ne! Asta înseamnă în veci de veci să avem ocazia să-L binecuvântăm. Dar veșnicia și viața asta se compune din unități mai mici. De exemplu, aici din zile. Și scrie în versetul următor, în fiecare zi te voi binecuvânta. Și în felul acesta continuă versetul spunând și voi lăuda numele Tău în veci de veci. Da, spuneți-mi drept, azi l-am binecuvântat pe Domnul? Să avem acest angajament sfânt și în fiecare zi să-L binecuvântăm, pentru că scrie versetul următor, mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Ba încă, versetul continuă spunând că e mai mare decât putem noi să prindem cu ochii și cu mintea și mărirea Lui este nepătruns. Și oricât am fi, oricâte generații ar urma, tot se găsesc motive ca Dumnezeu să fie binecuvântat și lăudat, cum scrie în versetul următor, fiecare neam de oameni să laude lucrările tale și să vestească isprăvile tale cele mari. Amin. În zilele acestea vorbim despre relațiile familiale. Și în această seară aș vrea să ne oprim la istoricul relațiilor de familie, la câteva principii și câteva probleme care au apărut în cei 6.000 de ani de istorie a familiei. Putem distinge, potrivit celor relatate în Sfintele Scripturi, câteva perioade, dispensații, dacă vreți, ale istoriei familiei. Cea mai scurtă, de altfel nu știm cât a durat, a fost perioada familială în Eden, acolo unde nu știm cum a fost decât din câteva versete, dar a fost bine. Și visul acela și pomul vieții din mijlocul grădinii încă ne încântă și dea bun Dumnezeu să ajungem acolo. Din acea perioadă, privind la istoricul relațiilor de familie, înțelegem potrivit Geneza capitolul 2, versetul 24, că cei doi devin un singur trup. Aici avem unitatea monogamă. Un singur bărbat, o singură femeie pentru toată viața. Se vor face un singur trup. Și Domnul Iisus Hristos face o mențiune reluând aceste cuvinte. Citesc din Evanghelia după Marcu la capitolul 10, versetul 8 și 9, și cei doi vor fi un singur trup, așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu? Deci din prima etapă a istoriei familiale înțelegem că unitatea asta între un soț și o soție o realizează Dumnezeu Creatorul. Nu doar pentru prima pereche a fost așa, pentru că textul din Geneza spunea despre generațiile următoare, despre copii care se nasc, lasă pe tata și pe mama și se unesc într-un mod indestructibil, ireductibil. Observăm din această primă etapă că falimentul s-a produs în familie și familia a fost dată afară din grădina Edenului. De altfel, se spune că națiunile se nasc, înfloresc sau pălesc acasă.
Degeaba spunea Dumnezeu prin profetul Ieremia eveilor deportați. Ceea ce se întâmplă în casele voastre are de-a face cu starea națiunii. Potrivit celor scrise în Scripturi, distingem o a doua etapă, să o numim a patriarhilor. Din ce vă amintiți din Cartea Genesa, cu siguranță știți că a apărut principiul căsătoriilor pe criterii religioase. N-a putut fiul promis să aibă o soție și cum știți și mai târziu ce s-a întâmplat cu fiii lui Esau și Iacov, din orice popor, din orice familie. Tot de atunci, la nivel de familie, datează sistemul educației. Dumnezeu privește pe Avram ca pe un tată, nu doar al credincioșilor în perspectivă hristică, și ca un tată pentru copiii săi care îi învață. Amintiți-vă de Isaac, în momentul jertfirii sale, cum știa foarte bine despre tot procesul jertfei. Și astfel Dumnezeu lui Avram, datorită educației și nu numai efectuate de acest tată, a devenit și Dumnezeul lui Isaac. Și apoi a devenit și Dumnezeul lui Iacov. Am putea spune că lui Dumnezeu îi place să fie Dumnezeul bunicu, Dumnezeul lui tata și Dumnezeul nepotul. Asta este imaginea ce ne-a rămas din acea perioadă a familiei. Au apărut deja probleme, eu numesc poligamia din vremea patriarhilor, poligamie de context. Prin anumite împrejurări s-a ajuns la acele stări. O a treia etapă în perioada Israelului, a familiei, este cea de după legea dată pe Sinai. Știți că au existat legi. Existau, de exemplu, trei tipuri de căsătorii între oameni liberi. Leviratul, când o soție văduvă trebuia să fie luată ca nevastă de frații defunctului, sau căsătoria între robi. Existau reglementări legate de divorț, era permis în anumite situații, de întreținerea în familie, de educație, de limitarea căsătorilor în granițele poporului lui Dumnezeu. A fost o perioadă, din nou aș spune, de context. Asta în baza spuselor Domnului Iisus Hristos, despre care vă citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 19, au întrebat fariseii legat de divorț. Și Domnul a spus următoarele cuvinte, în versetul 8. Din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moisele să vă lăsați nevestele. Deci, în perioada legii, a fost și această derogare de la adevărul inițial. Dumnezeu a avut un plan cu poporul său. Și vă rog să vă amintiți, cum am spus, în grădina Edenului, eșecul a fost în familie. În perioada patriarhilor, neprihănirea a fost în familie, eșecul tot în familie. A fost salvat o familie, familia lui Noe. S-a păstrat adevărul prin familiile patriarhilor. Dar în perioada statului Israel nu s-a redus de fapt totul la familie. Amintiți-vă ce spunea Iosua la sfârșitul vieții sale. Cât despre mine, eu și casa mea. Pentru că Dumnezeu a avut în vedere și în perioada statului Israel familia în prim plan, aș spune. Datoria învățării legii sfinte nu revenea comunității locale, de exemplu, ci părinților. Amintiți-vă ce este scris în Psalmul 78. Vorbim de perioada legii. Și atunci falimentele au fost tot în familie. Să ne amintim numai de Solomon. A falimentat la nivelul familiei. Și după întoarcerea din exilul babilonian, amintiți-vă de ceea ce scrie în Ezra, capitolele 9 și 10. Acel preot și cărturar iscusit a plâns, s-a zbuciumat, s-a adunat poporul, au plâns cu toții și au întrebat, unde e problema? În familie. Și a fost nevoie în fiecare cetate să se pună din nou familie rânduială, să fie separați de străini,
pentru că și în acea perioadă familia era o entitate fundamentală. Cea de-a patra perioadă în istoria familiei este după venirea Domnului Iisus Hristos, sau cum o numim noi, perioada bisericii. Domnul, ca unul care este mai mare decât Moise, cum scrie în Evrei, Moise a fost slugă, el este fiu. Ca unul despre care Moise spunea, Dumnezeu va ridica între frații mei un proroc ca mine, de el să ascultați. Rămân la Matei 19 și vă amintesc că Domnul a repetat un cuvânt pe care vreau să-l reținem. 19, versetul 4. Oare n-aș citit că ziditorul de la început? Adică Domnul Iisus a adus adevărul în privința relațiilor de familie. Și de asemenea este scris în finalul versetului 8, de la început n-a fost așa. V-am arătat succint câteva aspecte din istoria milenară a familiei, punând accent pe faptul că în perioada aceasta noi ar trebui să ne situăm undeva înaintea Sinaiului, înaintea patriarhilor, sau dacă vreți deasupra Sinaiului, la adevărul Scripturilor venit, așa cum spune Ioan capitolul 1, prin Domnul, numele Lui să fie binecuvântat. În care din aceste perioade ați fi vrut să vă trăiască familia? Poate ați zice în Eden, frate, nu? Dar familia când n-a vegheat din Eden a fost dat afară. În perioada patriarhilor, a legii, în perioada noastră. În perioada actuală, Apostolul Pavel, ca unul care a avut harul să întrejească cuvântul lui Dumnezeu, făcea niște afirmații foarte categorice. De exemplu, citesc din Efeseni, capitolul 5 și 6, spunea el nevestelor, bărbaților, copiilor, foarte clar. Este prezentată organigrama familiei, fiecare funcție cu sarcinile ce îi revin. Și aș vrea acum să ne rugăm, pentru că așa este structurată lecția în această seară, și să fie o cercetare privind istoricul, nu a relațiilor de 6.000 de ani, care țin de înaintașii noștri, ci o cercetare asupra istoricului familiei noastre. Poate că ați fost și dumneavoastră când v-ați căsătorit cu vise de Eden, nu? Apoi au apărut probleme de context. Unii au ajuns cu familia și pe la lege, pe la comitet. Au trebuit să intervină alții. Dar totuși Domnul ne cercetează prin cuvânt și vrea să ne reamintească învățăturile date de El și de apostol, cum spunea Iuda, amintiți-vă de cuvintele Domnului și ale apostolilor săi și fie ca adevărul Scripturilor să fie un adevăr binecuvântat în viața noastră. Haideți să ne rugăm să ne cerceteze Domnul și ce am greșit până aici să se îndure de noi. Fiecare bărbat, fiecare femeie și chiar fiecare copil din cei ce sunt aici și pricep să se gândească la viața sa de până aici și să ne punem în zilele acestea în față din nou adevărul Scripturilor. Îmi povestea un frate slujitor, s-a dus într-o familie, voia să-i împace și nu izbutea. Fiecare o ținea, cum se știe, pe a lui. Și la un moment dat a avut îndemnul să deschidă Scriptura și să le spună, ia citiți voi ce scrie. S-a uitat femeia la bărbat și a zis, băi, dar chiar scrie așa. Pentru că nu există altă soluție pentru ca familiile noastre să fie binecuvântate. Degeaba urarea de la început, degeaba binecuvântarea de la nuntă, dacă nu ne întoarcem la adevărul Scripturilor. Dacă nu ne întoarcem poate la începutul angajamentului nostru familial, ba mai mult, la felul în care Dumnezeu a rânduit să fie familia de la început. Doamne, dă-ne harul acesta. Și sper să nu pățesc cu dumneavoastră când a pățit, cum a pățit Domnul cu ucenici. Când le-a spus că lucrurile trebuie duse de la început,
au zis, dacă așa stau lucrurile, nu-i de folos să însoare omul. Și Domnul a spus, și repetă Pavel, fiecare are de la Dumnezeu darul lui. Unii nu sunt chemați să fie familiști, dar majoritatea am avut de la Dumnezeu darul acesta și haideți să lucrăm cu darul care ni s-a dat potrivit rânduielor sfinte. Vă invit așadar să ne plecăm pe genunchi și să ne rugăm pentru a ne putea cerceta la nivel de familie. Amin.